Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu dacă voi v-ați luat angajament, eu mi-am luat angajament de anul nou, vreau să fiu mult mai responsabil cu mâncare. În ce sens? Nu terminai toată până cu masa? Exact, să mănânc tot. Adică problema nu e, eu mănânc tot, dar mi se întâmplă să mai arunc și știi ce arunc? Nu neapărat mâncare gătită, dar ingrediente. Asta e, pentru că poftesc la chestii, văd câte o rețetă pe undeva. În dimineața asta, de exemplu, am văzut o rețetă făcută de Gordon Ramsay, orez prăjit cu kimchi. Kimchi sunt niște murături coreene. Da, foarte bune. Da. Așa. Varză murată, e o varză. Da. Și cu un tip de steak și cu niște ochiuri și ce să spun, mi-a plouat în gură. Și am plecat de acasă cu gândul să mă opresc undeva să cumpăr kimchi. Vezi care aici la piciorul pădurii. Băi, nu mai cumpăr, lasă-mă în pace. Așa. Pentru zic. Că mi-am dat seama, cumpăr și nu folosesc. Sau folosesc o dată și după aia nu mai folosesc niciodată și trebuie să arunc. De ce să arunci? Că sunt, ai să râzi, nu poți să-l pui la ciorba de burtă? Nu poți să-l pui și la ciorba de burtă? Nu. Pe lângă faptul că e foarte bună și e picantă, da. Sunt variate... Mici. Da, există... Cutiuță. Da, dimensiunile. Da. Nu, asta e problema, să știi. Pentru că mă iau după tine. Și după capul meu și mă duc și cumpăr ingrediente d-alea, 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 cât un borcan de nu știu ce, cât o cutiuță de nu știu ce, cât o cutioaie. Și după aia gătesc o dată și uit de rețeta respectivă sau nu mai fac și se întâmplă o dată la 6 luni să fac ordine frigider. Asta e într-adevăr tragedia. Foarte cu nasol. Rețetele exotice. Da. De exemplu, și eu am o problemă că am cumpărat să fac o dată o supă asiatică și am luat fulgi de aia de ton. Da. Știi? Sunt niște fulgi de ton care la rândul lui e fermentat. Și am folosit o treime din pungă și de atunci stă lipită cu scoci și stau cu emoții și măr să nu expire. Dar teoretic am scos aerul din ea și am lipit-o și... De ce ești bine? Eu am fost surprins să descoper, am cumpărat la un moment dat o pungă de fulgi de ceapă. Știi că sunt fulgii aia de ceapă care se pun aia pe... crocantă. Așa. Da. Și am folosit, după care luni de zile n-am mai umblat la punga respectivă, a stat în frigider închisă. Și când am redescoperit-o... Nu, domnule. Și frigiderul de calitate. Ok, așa. Când am redescoperit-o, am zis, mamă, ce trebuie să fie aici, îți dai seama, prinde viață, încearcă să evadeze ceva, civilizații bacteriene. Am deschis-o, e perfectă. Deci nu știu cu ce o fac. Are atât de multe chimicale, dar da, asta e deci greu să o bată ceva. Am remarcat că sosurile astea chinezești... Dar mai crânțănea? Mai crânțănea, da, foarte bună. Da. Nu m-am gândit la asta, să țin în frigider. Dar sosurile chinezești au atâtea euri în ele, încât cred că rezistă, aia sunt civilizație veche, 5.000 de ani. Corect. Deci ei au învățat să păstreze mâncarea mult timp. Cu ceapa prăjită e o problemă. Deci asta e o ceapă prăjită crocantă. Da, foarte bună, aoleu. Asta, într-adevăr, e o problemă serioasă, pentru că vine numai la pungi de un kil. Adică e o pungă imensă. Da. Și tu n-ai că pui un pic deasupra la nudări, la... Condiment. Poți să o mănânci și pe pâine, dacă vrei. Dar altfel nu folosești foarte multă și venind, dar trebuie să înveți cum am mai făcut noi doi să, când mai ai idei de astea, să împărțim. Așa, bravo. Uite, da, orezul... eu n-am problemele astea. Voi aveți atâtea probleme, serios, nu? Adică nu... Dar orezul ți-a rânceziv vreodată? Nu. Băi, mie mi s-a întâmplat. Deci, am citit că orezul poți să-l păstrezi până la 30 de ani. Fuși-mă de aici. Mie mi-a rânceziv orezul, eu n-am crezut. Am desfăcut pungă de orez. Așa. Am desfăcut, am făcut niște orez, după care a rămas în dulap. Și după... A, da, nesigilat. Nesigilat. E asta. Și avea miros. Și să-l păstrezi. Da. Adică, așa, dacă să-l păstrezi sigilat și la frigider, mulțumesc frumos, poate oricine. O discuție senzațională între doi bărbați. Ție ți-a brâncezit orezul? Serios. Când ați văzut că sarea are termen de expirare? Da. Este incredibil. S-a expirat și sarea? Cum poate să expire sarea? E o prostie totală. Aia cred că e legislația de așa natură. Nu există, nu poate să expire sarea. Nu, hai să râzi. Eu am luat o sare expirată. Cum, bă? Tot pe principiul ăsta. Dă-mă de aici că n-are ce să... Așa. Așa. Și la vreo 4 luni de la expirarea termenului, bă, puțea sarea aia. Puțea. Cred că era... N-are cum. Serios, era sare de asta de Himalaya, nu știu ce, o... Nu cred, mă, e ceva greșit. Ba da. Eu cred că ai luat sare de pe alge de pe la mare. Nu, măi, nu, era sare în solniță de aia cu, zic, cu... Serios? Cu mecanism. Cu râșniță. Așa. Solniță, da. Și când am râșnit prima oară, a venit un damf, am prins-o din aer să nu-mi altereze mâncarea. Și pe urmă am pus în palmă și am mirosit-o, mamă, puțea groaznic. De era odată, era că de la asta e, dacă e sare... Deci a expirat medicamentul din ea. Ceva de genul. Auzi, dacă e sare că... de-aia grunjoasă, naturală, da. Dar aia n-are moarte. Și oțetul expiră? Eu nu înțeleg cum poate să expire oțetul, adică ce face, se oțetește? Corect. Ce se crește? Cum expiră oțetul? Cum poate să expiră oțetul? Eu am un oțet de vreo 3 ani.
Așa. Se transformă, să-l verific. Dar nu cred că ai cum să-ți dai seama. Se transformă în vină. Da. Serios. Păi altfel nu văd cum. Da. Sau alcoolul, da. Alcoolul distilat. Ci că și ăla se expiră nu știu cum. Adică... Serios? Da, nu cred. Nu cred că rezistă vreun alcool atât de mult. Ați mai cumpărat mere în ultimul timp? Mere? Eu, știți că regulat, mă apuc de cură de slăbire. Da. Și mai cumpăr tot felul de fructe, că am zis că... Da. Știi? Așa. Și am două mere. Da. Da. Cred că au vreun 8 luni, așa, ca să nu exagerez să nu zic cred mai că mult. Sunt în frigider, sunt intacte, arată la fel de bine. Sigur. Adică nu s-au strâns, nu absolut nimic. Dar le țin frigider. Le țin în frigider. Asta e șmecherie. Da. Așa o să ne atingem nemurirea, să știi. Stăm în frigider. Bine, eu oricum sunt în frigider toată ziua. Da. Nu mă, dar eu asta spun. Adică dacă te uiți la fructele astea pe care, dar toate alimentele care au atâtea euri, faraonii, nu știu ce, mumii, chestii, mii de ani. Mici copii. Noi, tată, cu eurile astea. Piramide ne mai trebuie. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.